Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, de fapt o revenire în studioul nostru, așa că fără să mai stăm, pe gânduri îi spunem bun venit, de fapt un bun revenit domnului Daniel Merceniu, pastor la Bisericii Creștine Baptiste Harul din București și secretar al Comunității Baptiste de București. Daniel, bine ai revenit! Bine te-am găsit și mulțumesc de ocazia de a fi din nou aici. Eu îți mulțumesc pentru deschiderea de care întotdeauna ai dat dovadă. Ești un invitat întotdeauna foarte prompt și gata să slujească și prin această lucrare, aceea de a fi în fața camerei de la vedere. Astăzi ți-am pregătit o temă destul de, să spunem, la modă în zilele acestea. Suntem înainte, de fapt, în perioada începerii școlilor, fie că vorbim de anul școlar, vorbim de anul universitar care și el stă să înceapă și studenții au început să revină prin București. Ba pentru examene restante sau pentru alte pregătiri, dar îi amintim și pe ei. De asemenea, mulți dintre credincioși se întorc din concedii, mulți dintre români se întorc din vacanțe. A fost o perioadă de vară destul de frumoasă. Mulți oameni au profitat de libertatea aceasta de mișcare și au putut călători fie la mare, fie la munte, cu, bineînțeles, restricțiile de rigoare. Dar ce observăm este că observăm o revenire a cetățenilor către casă. Fie pentru servici, fie pentru școală. Observăm noi aici în București și în traficul pe care, cum să spun, îl simțim zilnic, observăm o creștere a traficului. Așa că în seara aceasta vom vorbi despre începuturi. Am numit noi back to school, la un termen generic, fie că vorbim la școală, fie că vorbim la biserica, pentru că biserica până la urmă este un loc de învățătură, da? Plus că vorbim de alte preocupări pe care fiecare dintre noi le avem. Da, servici și alte slujiri pe care Dumnezeu a îngăduit să le avem în viața aceasta. Cum ești tu acum după o perioadă de vacanță în care, să spun, ai avut timp să te odihnești? Sau, dar știu că, după cum discutam înainte de emisiune, ești foarte ocupat în perioada aceasta și sper că înainte ai avut timp să-ți tragi sufletul. Am avut timp să mă deconectez, într-adevăr. Vacanță cred că au avut copiii. Noi nu am avut vacanță. Și dacă ei încep școala, cumva asta ne pune și pe noi în mișcare, pentru că nu doar copiii se gândesc că începe școala, ci și părinții. Sau poate chiar părinții se gândesc mai mult că trebuie să se întoarcă la școală copiilor. Asta înseamnă că după ce am încheiat cu vacanțele, cu bunicii, cu marea, cu muntele, ne gândim că începe într-adevăr un nou an școlar. Ca părinte, pot să spun că anul acesta nu am fost foarte mult implicat, s-a implicat mai mult soția mea, Dana, în pregătirile necesare, ceea ce înseamnă să mergi la cumpărături. E adevărat că eu m-am dus și am luat cu mașina, ei s-au dus și au pus în coș, eu m-am dus și am luat cu mașina de la supermarket. Apoi este această grijă, mai ales pentru copiii mai mici, să îi verifici dacă mai știu ceva sau dacă au uitat. I-am dat fiului meu un exercițiu de matematică pe o tablă pe care o are el și pe care îi place să scrie cu markerul. Dana, soția mea, s-a ocupat mai mult să-l testeze la engleză, la alte lucruri. Cam asta înseamnă pregătirea pentru un nou an școlar, pentru noi ca părinți și, bineînțeles, grija cum va fi, ce va fi, ce diriginte va avea, pentru că băiatul nostru, de exemplu, trece în clasa 5-a, a trecut în clasa 5-a, schimbă cumva cadrul de la învățătoare la profesori. Asta a fost preocuparea în perioada asta. Foarte frumos, părinți. Foarte frumos. Daniel, trebuie să menționăm, pentru că e foarte important să spunem, revenirea aceasta nu este o revenire numai la un obicei pe care l-aveau copiii noștri, ci la un sistem normal pe care în ultima perioadă de vreme nu au mai avut cum să-l acceseze acest sistem. Vorbim de învățământul față în față. Au fost blocați copiii noștri în online, au fost foarte puțin, au mai apucat să vadă
Și mai ales acum e și schimbul acesta de ciclu școlar, e foarte dificilă schimbarea. Deci, practic, e o întoarcere la normalitate, sperăm să dureze, dar provocarea este destul de mare pentru că sunt poate prea multe schimbări deodată. Gândiți-vă că și pentru noi ca părinți este o schimbare. Am fost obișnuit că în ultimul an să nu-i mai ducem la școală. Deci, călătoria aceea de dimineață și la prânz în care duceam să-i luăm de la școală a fost, să spun, nelipsit și nouă. Dar pe de altă parte e mai bine. Zicem, oricum ar fi învățământul care te face în clasă, oricât de slab ar fi, tot e mai bun decât o prezentare în online. Absolut. Cred că aceasta este concluzia și a părinților și a profesorilor. Și chiar și copiii își doresc. Fiica noastră care e în clasa 10 acum de-abia așteaptă să se ducă să se întâlnească cu colegii față în față la școală. Anul trecut fiind clasa 9, cred că a apucat o săptămână să fie față în față. Slavă Domnului că trăim perioade ceva mai bune. Nu știm cât vor dura. Dumnezeu este suveran și dacă se întâmplă ceva, a spune că nu va fi o surpriză, am mai trecut prin experiența asta. Rămânem cu gândul acesta și ne vom întoarce la începutul acesta școlar, pentru că mergem la un alt tip de școală și hai să vorbim puțin despre lucrurile spirituale. De ce spun lucrul acesta? Am văzut cu toții și mulți dintre cunoștințele noastre, mai ales cei care trăiesc prin Israel, sărbătoresc anul nou. Deci, practic, un alt început. Spuneam mai devreme că mulți oameni se întorc la servici după concedii, deci un alt început. Ba mai mult, bisericile, și știm aici, trăim într-un context național-ortodox, da? Știm că la începutul lui septembrie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește începerea anului nou bisericesc. Ceea ce este puțin mai, să spunem, necunoscut în zona noastră, în zona evanghelică, și aș vrea să vorbim. Practic, ne vom adresa, plecând de la aceste idei de începuturi, fie că vorbim la nivel educativ, fie că vorbim la nivel spiritual, fie la nivel de zi cu zi, practic, odată cu venirea toamnei, repornim motoarele și hai să vedem, cam, plecând de la, bineînțeles, de la Sfânta Scriptură, dacă și Sfânta Scriptură prevede asemenea, sau dacă ne putem aduce de momente în care și nimeni ni se vorbește și există momente de odihnă și momente de început. Da, aș face observația generală la început că din creație Dumnezeu a prevăzut ca omul să nu trăiască un continuum fără nicio pauză sau fluctuație, ci i-a spus 6 zile să muncești, o zi să te odihnești. De aici avem deja o ritmicitate, o ciclicitate săptămânală. Mai mult decât atât, când Dumnezeu le dă legea evreilor, poporului său ales, le stabilește niște sărbători. Și rolul sărbătorilor era exact acesta, să creeze niște pauze în fluxul continuu al vieții evreiești, atât viața personală, familială, cât și viața comunitară, religioasă. Și dacă ne uităm în Scriptură, așa cum spuneai, evreii aveau 2 tipuri de an nou. Aveau anul nou religios, care începea primăvara, era cu Paștele, luna Nisan, când au fost scoși din Egipt, și mai aveau anul nou civil, care începea toamna. Ai amintit deja că pe 6 septembrie anul acesta, de exemplu, a fost sărbătorit anul nou civil pentru evrei, anul 5782 de la facerea lumii. Și observăm în Biblie cum evreii aveau viața marcată de aceste opriri, sărbători care opreau ciclu sau fluxul normal al vieții. De ce? Erau cel puțin 2 scopuri. Ca ei să se odihnească și să se închine. Și cumva niște scopuri secundare erau ca ei să se recalibreze, să se rededice lui Dumnezeu. De exemplu, sărbătoarea anului nou, care era în toamnă, acum din septembrie, în luna a 7-a pentru ei, sărbătoarea trâmbițelor, avea exact scopul acesta, ca ei să se oprească, să se rededice lui Dumnezeu pentru un nou an. Și dacă ne uităm la obiceiurile de astăzi ale evreilor până astăzi,
la Rosh Hashanah, începutul anului, ei fac un fel de promisiune, promit să fac mai bine în viitor sau în anul care urmează. Se uită cumva în urmă, zic, am făcut asta și asta și asta, e un punct de oprire, 6 septembrie pentru anul acesta, și e un nou început, începe un nou an în care mă rededic și vreau să fac lucrurile mai bine. Deci acesta ar fi cumva pornind de la începutul revelației lui Dumnezeu, din creație, observăm oprirea aceasta, ziua de odihnă, și apoi în ceea ce li s-a dat evreilor. Erau 5 mari sărbători care fragmentau cumva un an al evreului, al poporului, sărbători care rememorau niște evenimente importante din istoria lor și care erau legate cumva și de ciclul agricol pentru ei atunci. Este foarte important, ai menționat un lucru practic din planul lui Dumnezeu, din proiectul lui Dumnezeu care a fost ființa umană, i-a desemnat și un program de lucru, de funcționare. Dumnezeu într-adevăr ne îndeamnă să muncim, a spune că chiar ne poruncește, deci nu e opțiune, spune munciți, câștigați-vă, da, cu sudoarea frunții să vă câștigați pâinea. La un moment dat spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. Deci e foarte directă, spune, trimiterea către efort fizic, către muncă. Dar pe de altă parte, ca la o mașinărie, spune, ora de funcționare în care trebuie să atât poți să muncești, astfel încât să nu te defectezi, să nu abuzezi de tine și mai mult timpul acela nu e ca să-ți pierzi vremea, ci dimpotrivă să te apropii mai mult de Dumnezeu. E foarte important pentru că de obicei, știi cum, sau cel puțin în ultima vreme, acum observăm că noi luăm în duminica, da, ziua de odihnă, ziua în care ne închinăm Domnului, Dumnezeu ne-a dat, știi cum e, apropo de programul de închinare, o zi, vorbim de zi, da, de o ziua de duminică, zi de închinare, zi de odihnă, nu un program sau știi eu, odihnă și închinare. Da, odihnă și închinare. Și aici mă gândesc că, deci, practic, întreaga zi e o zi de închinare către Domnul. Că poți să zici, uite, astăzi vreau să mă odihnesc. Odihnă se poate traduce în orice astăzi, da? Pur și simplu stau și mă uit pe internet, mă uit la televizor. Dar, practic, nu e exact ceea ce Dumnezeu a creat pentru om. Această, să spunem, pauză. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta, în care s-a uitat și a văzut că era bun ce a făcut. Da, e interesant că omul să înțeleagă. Câteodată noi uităm aspectul ăsta. Spune, băi, mi-am făcut datoria. Am mers dimineața la biserică, seara mai vedem ce se face, ce se întâmplă. Într-adevăr, o zi întreagă ar trebui închinată Domnului și acesta este cumva oprirea săptămânală. Dar sunt și aceste opriri în cadrul unui an. Și asta forma pentru evrei anul civil, anul religios și toate aceste sărbători cu Paștele, cu ziua Cinzecimii, cu sărbătoarea corturilor, cu sărbătoarea anului nou, cu sărbătoarea trâmbițelor anului nou, sărbătoarea ispășirii, care era foarte importantă, este la 10 zile de la anul nou, sărbătoarea aceasta a ispășirii în care ei se pocăiesc, trebuie să se pocăiască, să își mărturisească păcatele și să se facă ispășirea pentru păcatele întregului norod. Și apoi dădea un nou start într-un nou an, atât în activitatea de zi cu zi, cât și în relațiilor cu Dumnezeu, pentru că ispășirea pe care o făcea preotul în luna 7, exact în septembrie, le dădea șansa unui nou început spiritual. Și de aici noi cumva ajungem și în zona bisericească, în zona Noului Testament, în care, așa cum anticipai, Biserica Ortodoxă are încă, spune ea, de la primul sinod ecumenic, de la Nicea din anul 325, are întemeiat acest început al anului bisericesc, anului nou bisericesc, cu 1 septembrie. 1 septembrie este pentru Biserica Ortodoxă începutul anului bisericesc. Tocmai ca să marcheze cumva, după tradiția iudaică, începutul lumii, crearea lumii, și mai spune Biserica Ortodoxă că acest nou început din septembrie ar corespunde cu începutul de predicare al Mântuitorului. Când Mântuitorul intră, așa cum găsim scris în Evanghelia după Luca, în sinagoga din Galileea de acolo și citește din sulul profetului Isaia, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns ca să vindec, ca să vestesc
anul de îndurare al Domnului și începe practic anul. Acesta este începutul anului spiritual, anul de îndurare. Și acesta este în Biserica Ortodoxă. Biserica Catolică are și ea un început al anului spiritual undeva în zona Adventului, cu 4 săptămâni înainte de Crăciun, undeva în jurul datei de 30 noiembrie, atunci începe anul spiritual în Biserica Romano-Catolică. Așa este, Daniel, dacă tot vorbim despre anul de îndurare, de practic de un nou început, o resetare și o planificare o planificare de a face ceva mai bun decât ai făcut în anul trecut, automat se presupune că s-a făcut și o evaluare a ceea ce s-a întâmplat înainte. Mm-hmm. Adică perioada aceasta de odihnă este și o perioadă în care stai și gândești cam ce s-a întâmplat, ce ai vrut să faci, ce ai ieșit, dacă perioada în care te-ai desfășurat anul trecut ai fost mai aproape de Dumnezeu sau lucrurile pe care le poți îmbunătăți, de ce ai nevoie, sprijin și alte lucruri. Deci, practic, asta o fac la nivel personal și la nivel comunitar, dacă vorbim despre biserică. Da, pentru noi, de exemplu, ajungând acum în mediul evanghelic și cel puțin în biserica în care slujesc, avem acest concept de început al unui nou an spiritual în septembrie-octombrie, în perioada asta. An care durează cu variațiile lui până în iulie-august. Da? Și într-adevăr asta înseamnă că s-au încheiat vacanțele, ne-am întors cu toții și ne punem să reevaluăm lucrările pe care le facem ca biserică, misiunea bisericii, viziunea bisericii. Asta înseamnă că avem întâlniri cu toate echipele de slujire, cum ar fi la școala biblică a copiilor. Începe un nou an școlar laic, dar începe și un nou an de școală biblică pentru copii. Ne întâlnim cu învățătorii, evaluăm anul care a trecut, ne uităm în perspectivă la anul care urmează, ne facem plan, programă și pornim, restartăm școala biblică a copiilor. Adolescenți, tineri, același lucru, echipele se întâlnesc, evaluează. De asemenea, le cerem tuturor slujitorilor care au fost anul trecut în slujirile acestea să-și reconfirme pentru încă un an dorința de a sluji și disponibilitatea de a sluji în echipa asta. Este și un moment în care fiecare slujitor, voluntar, își rededică viața pentru slujirea aceea. Sau poate să spună, pentru mine anul acesta este un an sabatic. Eu mă opresc din lucrarea asta sau Dumnezeu mi-a arătat în perioada asta că trebuie să mă implic într-o altă slujire. Și toată perioada asta este una de reevaluare, de restartare, de reorganizare și de recalibrare. Cumva ne stabilim din nou coordonatele și știm în direcția aceea mergem. Și de ce avem că e important asta cu recalibrarea, cu stabilirea coordonatelor, pentru că în momentul în care mai faci un pas, da, îți asumi. Uh-huh. Pentru că, apropo de slujire, și ne întoarcem la principiul slujirii, unul din, este asumarea. Slujirea în biserică este una cu mare responsabilitate. Nu o faci aleatoriu, nu o faci pentru că n-a avut cineva, să spun eu, timp să se pregătească și atunci a fost nevoie de altcineva, de un locuitor sau nu s-a putut duce cineva să facă, știu, o vizită și a trebuit să ducă. E, practic, nu oricine poate să facă orice. Și aici mă refer la pregătirea spirituală și starea aceea în care, într-adevăr, poți să slujești. Și pentru treaba aceea trebuie să-ți asumi. Asta înseamnă că în agenda ta îți rezervi. Asta înțeleg eu prin asumare. Știi că de timpul ăla, la timpul tău de slujire, orice îi face, trebuie să fii pregătit ca în timpul ăla să fii degăsit pentru a sluji undeva unde e nevoie de tine. Da, cine își asumă că pentru încă un an spiritual este într-o anumită slujire, va face din slujirea aceea o prioritate. Asta înseamnă că dacă prietenii se duc la munte weekendul viitor, dar eu am promis că sunt în echipa, să zicem, de închinare prin cântare, eu voi fi ca prioritate acolo. Nu voi putea să merg în toate, la toate evenimentele și să prind toate lucrurile care se întâmplă pentru că eu am o dedicare pentru lucrarea aceea. Dacă mă poate înlocui cineva, da, normal, pot să rog pe cineva să mă înlocuiască. Dar, într-adevăr, asta înseamnă pregătire, dedicare și prioritizare.
De asta le cerem slujitorilor voluntari să se roage, să primească o încredințare și apoi să ne comunice. Și dacă ne-au comunicat-o, înseamnă că ei se angajează și asumă, cum spuneai, ca un an de zile să facă din slujirea aceea o prioritate. Și să-și reorganizeze alte aspecte din viață încât ei să fie disponibili când este timpul de slujire. Foarte bună ideea. Din păcate, nu este o practică generalizată la nivelul bisericilor. Sunt biserici care fac lucrul acesta pe lângă biserica pe care tu o slujești, dar sunt și multe care nu au, să zicem, principiile acestea de organizare, că până la urmă ar ține de structură și organizarea comunității. E o chestie, să spunem, absolut normală, dar e foarte utilă. E foarte utilă pentru că, știi cum e? Noi suntem oameni, Daniel, și vreau să vorbim, inclusiv, hai să ne uităm la copiii noștri, fac o paralelă cu școala. Da. În perioada aceasta în care eu am învățat online, multe lucruri s-au pierdut. Concentrarea copiilor au avut probleme, depresie, anxietate, multe, multe. Nu mai spun, calitatea învățământului n-a fost așa cum trebuia. Deci, practic, dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat, a fost o scădere. Și pentru noi, și pentru biserică a fost în perioada pandemiei. Nu ne-am mai putut desfășura. Întâlnirile au fost limitate. N-am mai putut face deplasările, misiunile. Totul a fost cu, să spunem așa, la un nivel foarte, foarte slab. Dar acum când oarecum suntem într-o perioadă mai lejeră, toate aceste lucruri trebuie să revină. Până nu se face o organizare, un sistem de să spunem, de prioritizare până la urmă, și oamenii își înțeleg misiunea, își rededică, își înțeleg din nou ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu și să fii la dispoziția lui Dumnezeu în comunitatea pe care o slujești, atunci n-ai cum. Practic, devine o povară, devine greu pentru toată lumea și pentru cei care slujești și pentru tine ca slujitor și rezultatele, bineînțeles, vor fi de nevăzut, să zic așa, nu se vor găsi în realitate. Da, eu am văzut în anii aceștia în care am practicat conceptul ăsta de an spiritual și am văzut creșterea eficienței în sensul că nu am presupus că niște oameni vor fi acolo fără ca ei să se angajeze, nu am presupus că ei vor fi acolo la nesfârșit și i-am ajutat și pe ei să simtă o despovărare dacă după un an vor să-și ia un an sabatic sau vor să reorienteze spre o altă slujire sau pur și simplu nu se mai regăsesc în slujirea aceea, să poată să se retragă. Pentru că în bisericile noastre mai este și problema aceasta. Tot din lipsă de organizare și de resurse umane, de multe ori sunt câțiva oameni care trag și obosesc și sunt epuizați și nu mai sunt eficienți și nimeni nu le dă șansa să se retragă. Poate dimpotrivă se pune o vinovăție asupra lui. Dacă pleci tu, nu se mai face lucrarea și așa mai departe. Dar cred că prin acest concept de an spiritual, care înseamnă o ritmicitate de implicare, dedicare, pauză, evaluare, recalibrare, reangajare, cred că astfel le dăm șansa oamenilor să se simtă mai libere în ceea ce fac, să fie mai eficienți și dacă au nevoie să ia o pauză, să o poată lua fără să se simtă vinovați că nu-l mai slujesc pe Domnul sau că lucrarea se năruie din cauza lor. Asta crește eficiența oamenilor și se vede la nivelul bisericii. Și am mai văzut un lucru. Când s-au retras niște oameni din vari motive, dintr-o anumită slujire, s-a creat un loc gol unde au venit alți oameni care n-ar fi venit dacă aceia nu-și luau o pauză de slujire. Asta este un alt lucru extraordinar. Când ai o resetare, o restartare a lucrării în septembrie-octombrie și zici, avem lucrările acestea, avem nevoie de slujitori în domeniul acesta, lideri de grupuri de ucenicizare, dacă noi avem și grupurile de ucenicizare. Acolo, de asemenea, liderii și ajutorul de lider își asumă pentru un an de zile. Acum i-am întrebat pe fiecare dintre ei, rugați-vă și comunicați dacă vă puteți asuma încă un an slujirea grupului. După ce ei confirmă sau infirmă, noi știm cu câți oameni putem continua. Vedem nevoile și facem apel ca să se implice alți oameni. Și s-ar putea ca alți oameni care până acum nu au fost în lucrarea asta să se implice, fiind nevoie de ei. Sunt o mulțime de avantaje când trăim anul spiritual cu această ritmicitate.
Foarte important. Și acum fac referire exact la slujba ta de păstor, de predicator. Dacă cumva în planificarea aceasta de la începutul de an, de an spiritual, te gândești tu ca păstor, te reorientezi și la temele pe care le vei aborda în predici, bineînțeles, exceptând sărbătorile sau ocaziile acestea speciale în care de Crăciun predici de Crăciun sau de Paști predici de Paști, acolo știm de obicei textele care se folosesc, dar plecând de la evaluarea pe care ai făcut-o și tu și mai ales știi pulsul bisericii, plecând de la starea, nevoile, situația în care suntem, dacă și tu ca păstor te orientezi la niște teme de predicare, teme pe care ți le propui să le abordezi în următoarele, să spunem, luni. Da, bineînțeles, nici slujba de predicare nu scapă acestei ritmicități și evaluări, reevaluări, reorientări și o recalibrare pe nevoile prezente. Da, ale păi asta zic. Că aici, în orice slujire, trebuie să vedem care s-a schimbat contextul. Cum a fost cu pandemia. Cum putem să facem școală biblică pentru copii în context de pandemie? Cum putem să facem grupuri de ucenicizare în context de pandemie? Cum predicăm în contextul pandemiei? Aici aș menționa două lucruri la întrebarea ta, cum facem asta. Unu, echipa pastorală. Eu nu slujesc singur. Sunt într-o echipă pastorală cu fratele Nicologeanu și cu fratele George Luca. Și aspectele acestea de predicare le gândim și le pregătim împreună. Chiar dacă fiecare poate să-și predice o serie de predici sau un plan de predicare personal, noi discutăm despre predicare care se poate calibra pe nevoile bisericii sau pe situația actuală. Și aici amintesc al doilea lucru, sau pentru mine, că m-a întrebat personal, pe lângă discuția în echipa pastorală, pentru mine ceea ce mă ajustează în predicare este și planul de citire al Bibliei. Avem un plan de citire a Bibliei pe care îl urmăm cu toată biserica și de obicei predic din pasajele pe care le citește biserica sau din cartea pe care o citim cu biserica în perioada respectivă. Și atunci am aceste trei componente, să zicem, care mă ghidează sau prin care sper eu că Duhul Sfânt mă ghidează în predicare. Echipa pastorală, contextul actual, da, situația în care e biserica și societatea și planul de citire a Bibliei cu biserica. Sunt trei factori care mă influențează în predicare. Bun, apropo de școală și de planul de școala pe care o facem la biserică, învățătura pe care o luăm de la biserică, mi-a venit acum în minte un exemplu chiar din Vechiul Testament, apropo de un moment în care poporul lui Dumnezeu, generația nouă din poporul lui Dumnezeu din pustie, a fost nevoită să reia învățătura părinților lor, recitirea legii. Și știm că Dumnezeu este marele învățător. El, în momentul în care tot ne învață și ne învață și vede că tot nu înțelegem și nu ne facem treaba, da, pur și simplu, sau nu vrem să înțelegem, Dumnezeu ne ajută într-un fel, în sensul că ne pune să repetăm anumite lecții de viață pe care le luăm. Adică ne mai lasă să greșim, îngăduie să mai vedem și partea cealaltă. Și unele lecții sunt dureroase, dar le luăm în viață. Acum mă gândesc că la început de an, dacă cumva ai avut experiența aceasta sau ai văzut vreodată nevoia asta, ca unele lucruri să le iei împreună cu biserica. Și dau un exemplu practic. Biserica din care sunt eu, Biserica Baptistă Nădejdea din București, la un moment dat noi am reluat cursul de cateheză cu toată biserica. Și spun de ce. Explicație foarte simplă. Bun, făcea parte și din un studiu biblic, dar am observat că la un moment dat biserica e saturată de predici, de foarte multă teologie de nivel înalt, da? Când se predică foarte mult, învățătură foarte tare, la un moment dat simți că exact lucrurile de bază la un moment dat trebuie reamintite. Când spunem noi, vorbim de mărturisirea de credință, că până la urmă cursul de catehism este învățătura de bază care se găsește și în mărturisirea de credință, da? Cursul de ABC al credinței. Și am luat într-un an de zile
învățătura despre Scriptură, învățătura despre Dumnezeu, învățătura absolut, practic, cursul de hateheză împreună cu biserica. Și a fost o lecție plăcută, pentru că și noi, cei care am făcut parte din cei care prezentau, da, dar și cei care erau în biserică, cum să spun, a fost o experiență foarte plăcută. Au simțit ca, ca un refresh, așa. Ca da, și au reclarificat. Da. Da, am făcut asta și noi undeva prin anul 2017-2018 și vis-a-vis de întrebarea ta dacă am simțit nevoia să reluăm niște da. Lucruri. Da, s-a întâmplat și s-ar putea să se întâmple chiar acum, anul acesta, bine spun în premieră aici, să reiau un studiu biblic pe care îl făceam de obicei miercuri seara, un fel de teologie biblică pe cărți, să dau o perspectivă generală asupra cărților Bibliei pe care le citim, ca oamenii să aibă imaginea de ansamblu asupra Bibliei, asupra cărții, ca apoi să poată încadra pasajul pe care îl citește în ziua respectivă în imaginea mai largă și să-l înțeleagă mai bine. Făceam asta în urmă cu 10-12 ani și acum simt nevoia că trebuie să reiau. Da. Mai ales în contextul ăsta, Daniel, în care, apropo, pandemia asta, pe lângă faptul că ne-a dus izolare și oarecum răcirea relațiilor și imposibilitatea de a ne vedea față în față, ne-a dus și, cum să spun eu, zeci de milioane de predici și învățături care abundă pe internet. Unele mai, să spunem, mai biblice, altele mai nebiblice. Da, ai zis-o tu, n-am zis-o eu, dar asta e realitatea. Da. Și atunci ai nevoie să reînvățăm să privim lucrurile din context. Și de ce? Pentru că multe lucruri apar din neînțelegerea contextului. Uneori o faci din greșeală, nu știi, nu te pricepi. Aneori o faci, poate, intenționat. Sunt și oameni care așa doresc ei să facă. Și asta dă naștere, asta dă naștere la niște învățături și niște la idei de nu-ți vine să crezi. Da. Cred că biserica, creștinul, trebuie să învețe și el și nu doar copiii să înceapă școala acum, ci noi, adulții, cei care ne numim creștini, ucenicii ai lui Hristos, trebuie să învățăm și să învățăm sistematic, temeinic, ce înseamnă de fapt școală. Copilul respectiv, după o anumită programă, curiculă, asimilează informațiile, corelează cu alte informații, ca la un moment dat el să le poată aplica în viață sau într-o meserie sau la o facultate și așa mai departe. Eu cred că în privința vieții bisericești, atât la nivel de cunoaștere a Scripturii, cât și la nivel de practică, nouă ne lipsește o învățătură sistematică. Adică să așez timp de 2 ani, de 3 ani, și asta îmi propun, de exemplu, un lucru nou pe care îl reiau acum, timp de 2 sau chiar 3 ani, să trecem prin Scriptură, carte cu carte, și să așezăm sistematic, cărămidă cu cărămidă, această învățătură biblică. Și nu mă refer la teologie sistematică, să luăm doctrine, ci efectiv să învățăm să citim Biblia. Citesc cartea Geneza, da? Care e imaginea de ansamblu? Că dacă citesc un text din capitolul 38, unul din capitolul 12 și unul din capitolul 50, s-ar putea să nu înțeleg nimic. Dar dacă am imaginea de ansamblu și mă gândesc, cartea Geneza e împărțită în două părți mari. Primele 11 capitole, ultimele de la 12 încolo. Avem 4 mari evenimente în prima parte a cărții. Creația, căderea omului, turnul Babel și potopul. Avem după aceea potopul și turnul Babel, invers, ca să luăm cronologic. Apoi de la capitolul 12 avem 4 mari patriarhi. Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Și dintr-o dată, când mă apropii de Geneza, eu am în minte o macrostructură în care pot să inserez o microstructură. Bineînțeles că după aceea o pun în relație cu Exodul și cu celelalte cărți, dar eu să învăț sistematic cuvântul lui Dumnezeu ca să pot să-L descoper pe Dumnezeul cuvântului. Eu cred că noi, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să învățăm ceea ce El ne-a lăsat, manualul acesta, și să-L învățăm sistematic. De aceea eu pledez pentru acest an spiritual în care fiecare ucenic să se reînscrie într-un grup de ucenicizare, să participe într-o slujire, să se angajeze cumva că el și anul acesta îl urmează pe Hristos și îl urmează temeinic, sistematic, nu așa din când în când. Dacă am chef, mă duc duminică la biserică, după aia trăiesc cum vreau, mai mă duc o duminică, citesc din Biblia astăzi dacă vreau, dacă nu, nu citesc, ci pur și simplu să fiu ca într-o școală, o școală a uceniciei. Asta ai zis foarte, că din ucenicii existenți, dacă vor să continue, să-și reconfirme,
Dar bănuiesc că apar și acum o generație de oameni care intre pentru prima dată într-o relație de ucenicie și vreau să discutăm și de, să spunem, boboci, da? Oameni care, sau tineri care n-au mai fost într-un grup de ucenicie, au fost poate în alte grupe sau... Și acum încep, în vederea unei slujiri viitoare, să învețe ABC-ul ăsta. Deci vorbim de grupul acela restrâns. Nu vorbim cu biserica întreagă, vorbim de grup de ucenici. Care este, ne-am discutat împreună foarte frumos tema aceasta, în care este o relație mult mai strânsă decât cu biserica. Există un mentor, există un ucenic și o relație bidirecțională foarte, foarte strânsă. Inclusiv atragerea atenției atunci când este nevoie. Bun, hai să vorbim despre cei care vin pentru prima dată și care într-adevăr își doresc. Cum încercați să le prezentați, știți cum, mersul acesta, direcția aceasta? Aș spune că nu facem special pentru ei, ci noi prezentăm care este direcția bisericii și îndemnăm pe toți să intre și apoi ținem cont de cei care sunt nou veniți și ei sunt atașați unui grup în care să poată fi ajutați, de cei care sunt creștini cu mai multă experiență, să fie ajutați să crească în credință, în cunoașterea Bibliei, în rugăciune. Asta pentru cei care intră într-un grup de ucenicizare. Avem și cursul de catehizare, care e special dedicat celor care... Bun, ai atins o problemă foarte, foarte și nu vreau să o lăsăm așa. Deci, de obicei se întâmplă, chiar dacă vin, să spunem, sunt noi la biserică, vorbim de cei care vin din familii de credincioși din biserică și atunci au un parcurs oarecum mai ușor, în sensul că vin de la, trec prin toate etapele astea de școală duminicală, tineri, adolescenți, tineri, și la un moment dat îl cunoști și poate fi mai ușor direcționat, da? Dar sunt și oameni care vin din afară, oameni care trec prin cateheză, se botează și la un moment dat devin orfan în unele locuri specific, da? Nu vorbesc, vorbim acum. În sensul că, da, sunt membri cu dreptul de pline, participă la adunări, la întâlniri și nu sunt implicați în nimic, nu are grijă nimeni ca ei să se implice în ceva sau să facă parte într-un grup de casă, un grup de ucenicizare. Ce facem cu oamenii ăștia? Vezi, acest nou început din septembrie-octombrie ne dă posibilitatea să evaluăm inclusiv asta. Ce oameni noi s-au adăugat bisericii noastre, comunității noastre în anul care a trecut spiritual? Avem persoanele astea noi. Ia să vedem unde sunt integrate. Unde putem integra? Unde sunt integrate, da, dacă sunt, dacă nu, unde le putem integra? Noi le recomandăm puternic tuturor celor care vin și, de exemplu, se botează la noi să fie într-un parte a unui grup de ucenici. De asemenea, vorbim de ucenicie și la nivelul slujirilor. Adică fiecare lider de lucrare sau echipă de lideri se gândește să ucenicizeze adolescenți, tineri care au nevoie să slujească și cei de la tehnică și au pe lângă ei un adolescent, un om, pe care îl învață acolo. Cei care dau îndemn la rugăciune. Cei care dau îndemn la rugăciune. Acolo, iarăși, ne uităm la tinerii care sunt serioși în credință, care au o viață de rugăciune și care sunt la noi implicați și ca ajutor de lider la grup. Cumva oamenii se validează în grupul mic. Asta și, e. Și asta e un alt avantaj al grupului mic, pentru că acolo omul are ocazia să slujească. Și se poate valida dacă este serios, dacă este consecvent, dacă se vede pasiunea lui pentru cuvânt, pentru rugăciune, atunci poți să îl ajuți și să meargă să dea. Adică minimul pas pe care trebuie să-l facă este să fie acolo să facă ceva. După care, dacă totul este, să spunem, vizibil, se vede dăruirea, dorința de a face ceva mai mult, atunci este ușor să-l ridicați mai sus, să-l încurajați să se implice mai mult, pentru că deja are cum, exact cum spune Dumnezeu, credincioși sunt lucrurile mici, îi se va da mai mult atunci să slujească în lucrurile mari. Foarte, foarte frumoasă abordarea asta, deși, Daniel, așa cum spuneam și la început, nu este o abordare, să spunem, foarte uzuală a bisericilor evanghelice. Este o excepție și mă bucur, eu urmăresc foarte mult aspectul ăsta în bisericile tradiționale, dar în biserica ortodoxă. Îmi place să văd că e o rededicare și, de fapt, este o sărbătoare. Da, o sărbătoare și totul se pornește, tot ce înseamnă organizarea de evenimente, știu și alte, inclusiv, să spunem, preocuparea anului care urmează, este un slogan așa pentru tot anul, în care anul ăsta ne ocupăm de direcția asta, știu, de familii. Da. Anul de vorbim de ucenicizare. Deci își iau așa un target de ăsta anual,
Și cam tot ce se întâmplă au în vedere, e în direcția aceea. În direcția aceasta. Bun. Toate lucrurile duc în direcția aceasta, nu sunt și ele celelalte neglijate, dar să spunem un accentele focus. Accentele sunt date, exact. Și asta e bine. De exemplu, la noi s-au mai făcut lucruri de astea, dar nu la nivel central. Da, tu ești o excepție și slavă Domnului că Dumnezeu îmi lucrează. Îmi place să cred că nu sunt o excepție și că sunt multe alte comunități care se organizează în felul ăsta, pentru că nu avem cum, după revelația Vechiului Testament și după Noul Testament și complexitatea bisericii de astăzi, nu văd cum am putea să... Și cred că sunt biserici multe evanghelice care fac asta. Bun, asta înseamnă că din când în când și bănuiesc și poți să-mi confirmi, pe parcursul anului, voi mai aveți probabil ceva și sfătuiri între voi și alte discuții, pentru că bănuiesc că nu așteptați un an de... Adică dacă tot să zicem că ceva ar merge greșit, n-are și cum vorba așteptărilor, nu cred că așteptați un an, sau știu, poate o adunare generală să începeți să reparați sau să schimbați. Există și evaluări intermediare. Există, da, da, cu siguranță. Asta este excelent. Nu, organizarea este foarte bună și e un model de urmat. Nu știu, poate cumva la un moment dat cineva s-ar gândi să facă o chestie care se poate folosi și la nivel central și poate oarecum împins așa. Bun, de bună voie, nimeni nu forțează pe nimeni. Dar este o idee foarte bună. Pentru că astfel nu văd. În moment, așa cum suntem acum și ne uităm la programul nostru, suntem atât de sfârșiat de tot felul de preocupări, că, cum să spun, ocupație ne găsim imediat. Nu avem noi timp, ani de zile, să facem tot ce am dorit să facem. Și dacă nu ne organizăm, nu știm exact ce vrem, mai ales la biserică, în care iar un timp limitat, nu mai sunt serviciile de 2-3 ore, sunt acum de 2 ore, sau nu mai poți să tragi foarte. Oamenii sunt atât de ocupați, astfel încât, într-un timp cât mai scurt, să fie cât mai eficient. Și cred că asta e. Asta este. Vorba care ar fi beneficiile, vorba apropo? Vorba de eficiență și de urmarea unor priorități. Da, de exemplu, noi în ultimii 2 ani, să zicem, ne-am dat seama că Dumnezeu ne cheamă să ieșim în afară ca biserică. Și accentul pus în viziunea dată la începutul anului spiritual a fost spre evangelizare și misiune. Și atunci au fost multe acțiuni de-a lungul anului care au vizat de la predicare, colaborare cu alte biserici, lucrare cu copii, lucrare cu tineri, mers în misiune. Toate astea au susținut ceea ce noi am spus la începutul anului spiritual. Asta este direcția pentru anul acesta. Fără să le neglijăm pe celelalte, într-adevăr, cum ai zis. Și ai vorbit la un moment dat de faptul că putem fi foarte ocupați și e cineva care are grijă să fim foarte ocupați cu orice. Dușmanul sufletelor noastre ne dă tot felul de nimicuri cu care să avem timpul ocupat și putem fi foarte ocupați, dar asta nu înseamnă că lucrăm și că ne facem slujba pentru care am fost chemați. Deci, cred că e o diferență între a fi ocupat și a avea timpul plin și a sluji sau a-ți face chemarea. Exact, de folos. Pentru că putem fi ocupați cu lucruri de nimic, care nu sunt esențiale, care nu constituie priorități pentru vremurile pe care le trăim și să ratăm lucrurile cele mai importante. Asta este beneficiul unui an spiritual care să înceapă în toamnă, să dai un restart și să recalibrezi totul după direcția pe care o primești atunci. Știi în ce direcție mergi, știi ce e prioritar acum, știi care sunt nevoile prezente. Și bineînțeles că el poate fi ajustat periodic. Așa este, știi cum este o judecată internă. Folosesc termenul judecată pentru că e un termen foarte... Noi putem să spunem și evaluare. Da. Nu e ceva ce ne aduce plăcere atunci când suntem evaluați. Noi suntem oameni și știm, fie că suntem copii la școală, evaluarea nu e ceva care, mai ales când știi că nu stai foarte bine. Inclusiv Dumnezeu face evaluarea aceasta. Evaluarea lucrării noastre, întotdeauna Dumnezeu a fost evaluarea relației pe care Dumnezeu întotdeauna a făcut lucrul acesta. Atunci când noi ne evaluăm singuri și ne vedem puncte labe și suntem sinceri cu noi înșine, și probabil asta e atitudinea cu care trebuie să începem, este mult mai bine să fim atunci când reluăm această activitate și facem acest, să spunem, plan. Că e un plan, până la urmă, omenește vorbind, e un plan. Știi exact, fiecare știe slăbiciunea, fiecare știe nevoile, unde mai trebuie să se completeze și asta este un alt beneficiu. Pentru că, până la urmă, scopul final este creșterea spirituală.
Adică anul trecut am coborât sau am crescut? Nu cred că e cineva, un credincios, care spune că anul ăsta am stagnat. Nu, nu există conceptul ăsta. Spiritual, ori cobori, ori crești, ori, ori copte, ori... Și atunci e mare lucru. Dar ne-am uitat că, profitind de contextul acesta al începerii de an școlar, anul universitar, putem vorbi și de început al anului bisericesc. Hai să spunem așa, anul bisericesc, anul spiritual, în care fiecare dintre noi stăm, odată ne evaluăm și odată împreună cu grupul. Asta înseamnă și deschiderea și asta e un mare lucru. Să stai de vorbă cu niște oameni și împreună. Că mă gândesc ca slujitor, ca păstor, în general, poți foarte bine să spui tu faci aia, tu faci aia, tu ai aia, tu ai, acolo n-ai făcut bine. Și atunci să dai niște direcții, take it or leave it, da, fă sau nu, sau stăm împreună și în mod egal ne uităm fiecare și spunem, uite, asta nu prea a mers, asta putem, asta trebuie să o reluăm, că ne-a fost util atunci, ne va fi utilă și acum. Atunci nu are cum binecuvântarea lui Dumnezeu să nu vină peste adunarea respectivă și să nu fie roadă, că până la urmă asta, să, ca biserica să lucreze mântuire în afara bisericii, că până la urmă asta ai spus, scopul este să ieși în afară. Da. Da, nu cred că vreun păstor ar putea să facă ce ai zis tu, să spună tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Ar fi foarte defectuos și pierzător pentru el și pentru biserică. Nu-ți dai seama cât de benefic este să ai cu oamenii, de vorbă cu oamenii care au slujit într-o lucrare și să-i întrebi pe ei, să iei feedback-ul de la ei, ei să-ți spună. Sau să iei beneficiarii acelei lucrări și ei să-ți spună. Și ei, de fapt, te ajută să vezi ce trebuie, cum trebuie continuat. Ei spun, uite, la noi sunt problemele astea, sau uite, ne-am confruntat cu asta anul ăsta, credem că ar trebui să punem accentul pe asta sau pe asta, trebuie să lucrăm puțin cu părinții, că uite, copiii vin sau nu vin, a fost o inconsecvență, ei n-au cum să vină singuri dacă părinții nu-i aduc și îmi spun, asta e treaba ta ca păstor să mergi să te de vorbă cu părinții, să vezi ce se întâmplă. Și feedback-ul ăsta al ei de la învățători, nu poți să te duci să le spui, faceți asta și asta, pentru că ei de fapt știu mai bine ce au de făcut și ei mă învață pe mine și împreună găsim calea ca în comunitate să împlinim nevoile acelea, având feedback-ul de la fiecare care lucrează într-un domeniu sau altul. Și zic și de schimbarea contextului. A fost o trecere foarte rapidă. Ce se era acum un an și jumătate și acum, practic, biserica a trebuit să se adapteze foarte mult, să facă niște schimbări majore în modul de a gândi lucrarea, de a ieși în afară, de a ține relațiile. Deci, practic, a fost o adaptare forțată, dar trebuie să o facem. Și voi știu că ați făcut-o foarte bine și slavă Domnului că se văd rezultatele. Da, și toate astea se fac în colaborare cu echipa, cu frații prezbiteri, cu comitetul, cu liderii de slujiri. Toate astea se discută și acolo găsim soluțiile. Într-adevăr, am trecut prin schimbări rapide și care au afectat lucrarea. Auzeam declarația unui domn că își puneau problema, ceea ce își puneau problema să realizeze în privința digitalizării în 10 ani, s-a realizat în 2 ani. Exact. Contextul ăsta a dat o forță și o viteză proceselor ca să se realizeze mult mai repede. Și trebuie să ne adaptăm. De asta recalibrarea asta la fiecare început de an spiritual este extrem de importantă. Slavă Domnului, Daniel, uite că ce repede a trecut timpul. Nu vine să crezi că au trecut deja minutele emisiunii acestea. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Ne rugăm pentru începutul acesta de an, pentru copiii noștri, pentru părinți, da? Pentru biserici, ca începutul acesta de an școlar universitar să fie de fapt și un început de an spiritual, un refresh, o reîmprospătare a planului lui Dumnezeu, de lucru a dedicării și, bineînțeles, a ducerii Evangheliei până la marginea pământului. Că asta trebuie să facem. Ca să facem asta, trebuie să ne oprim. Și dacă îmi dai voie, în final, aș adresa acest mesaj din Psalmul 46:10, care să ne ajute la acest refresh. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Amin, slavă Domnului, ne oprim și noi acum. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!